Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim și astăzi despre parfumuri, doar că de această dată vorbim despre parfumurile care au intrat în ultima perioadă în colecția mea. Și pe lângă parfumuri actuale pe care voi le găsiți, am și câteva comori parfumate, niște parfumuri mai rare, discontinuate, vintage, dar care miros tare, tare bine. Și m-am gândit să le includ pentru că probabil că la un moment dat v-ați bucura de aceste arome și vă aduc amintiri frumoase. Ei bine, o să încep cu unul pe care voi îl găsiți. Îl găsiți în magazine, în magazinele online și este vorba despre... Am aici capacul și aici am parfumul. Este vorba despre Kenzo World, apă de parfum, cea mai frumoasă sticluță. Deci îmi place atât de mult. Eu mai am o sticluță din asta, dar este varianta de 30 de mililitri și nu are perluța asta așa, cu lănțișor. Este o perluță lipită, ceva metalic lipit, care imită de fapt perla de la full size, de la varianta mare. Și îmi place foarte mult și acela și vreau să vă spun că sunt printre cele mai frumoase și mai bune, de fapt frumoase sticle și bune pulverizatoare. Deci este genial. Uitați-vă și voi cum... Wow! Wow, wow, wow! Îmi place mult de tot. Sticla mă duce clar cu gândul la vară, dar și mirosul parfumului mă duce cu gândul mai mult la vară. Primăvară-vară, așa mi se pare mie potrivit, dar mai mult vară. Nu știu exact cum se dezvoltă, doar că simt o aromă fructată, florală, acvatică, aș spune eu, simt ceva apos acolo. Îi se potrivește foarte bine sticla, chiar și culoarea aceasta, nuanța aceasta de albastru deschis. Miroase bine, nu pot să zic că este ceva nemai întâlnit și nemai mirosit, dar îmi place foarte mult și de-abia aștept să-l port și să văd cum se dezvoltă și cu siguranță o să revin cu impresii. Am testat și varianta intensă, nu mai știu exact cum miroase. Nu mi l-am luat în colecție pentru că nu mi s-a părut ceva deosebit. Cred că îmi place un pic mai mult acesta. Nici nu știu. Ar trebui să-l mai testez. Eu am varianta aceea Kenzo World Power, apă de toaletă, varianta cu imortele. Știu că în același an au fost lansate două parfumuri. Două ape de toaletă, doar că una este cu imortele și una este cu altceva. Cel cu imortele sărate, deci este preferatul meu de vară, îmi place foarte mult cum miroase. Acum o să-l port și pe acesta și o să văd cum mă înțeleg cu el și cum se dezvoltă și cu siguranță revin cu impresii ca de obicei. Chiar voiam să vorbesc puțin cu voi despre hauluri. Vedeți că vin foarte multe parfumuri în colecție, doar că eu nu le colecționez, adică și pleacă unele parfumuri, nu rămân toate în colecția mea. Cred că este o diferență între colecționar de parfumuri și iubitor de parfumuri. Eu și fac content și nu am cum să le țin pe toate, pentru că uneori mai dau din ele și parfumuri care îmi plac, pentru că nu am cum să țin atâtea parfumuri și mereu găsesc arome noi, parfumuri pe care mi le doresc în colecție și atunci trebuie să mai renunț la unele. Așa că și voi când cumpărați parfumuri, nu le strângeți pe toate și nu cumpărați tot ce vă tentează. Faceți-vă o listă cu ce vă tentează, testați și o să vedeți că cred că jumătate din ele cu siguranță le scoateți de pe listă dacă testați parfumurile. Ce să zic, cumpărați inteligent, cam asta e ideea pentru o colecție de parfumuri frumoasă. Eu și fac content și pe mine faptul că testez atât de multe parfumuri și vin multe în colecția mea mă ajută și pe mine să am niște păreri relevante, mă ajută pe mine să fac niște legături între arome pe care să vi le spun sau ați văzut că de obicei, de exemplu, vă spun că un parfum se duce într-o anumită zonă, asta ca să vă faceți voi o idee și cred eu că dacă nu ar fi venit atât de multe parfumuri în colecția mea și dacă nu aș fi testat atât de multe, nu avem
aveam cum să vă dau exemple. Ok, haideți să continuăm. Îmi place Kenzo și văd că se dezvoltă foarte frumos, dar vreau să-l port. Vreau să-l port, să văd cum persistă, să văd cum se dezvoltă, să văd cum se usucă. Îmi place ce miros acum. Foarte, foarte mult. Și sticla asta o ador, o ador. Haideți să trecem la următorul parfum, care este o minunăție, este o comoară, este foarte, foarte frumos. Mă bucur mult că a intrat în colecția mea, este vorba despre Pure Poison de la Dior, dar este varianta veche, varianta originală, prima variantă din ce am citit și eu, cea cu capacul alb. Să știți că am testat în magazin recent Pure Poison, cel care se găsește acum, și îmi place foarte mult și acela. Chiar eram în căutarea acestui parfum și mă duce cu gândul la o mireasă, la rochie albă, la puritate, la alb. Este foarte frumos. Este un parfum floral cremos pe care l-am purtat o singură dată. Nu pot să zic că sunt... că-l cunosc foarte bine. Miroase a flori. Are iasomie și citrice în deschidere. În mijloc are gardenie și floare de portocal. Da, miroase a flori albe. Are un miros deosebit. Chiar dacă nu-l găsiți pe acesta, pentru că probabil că Nu am observat eu diferențele, pentru că nu am fost atât de atentă și am testat și mai multe parfumuri în magazin, dar ce găsiți acum pe piață în magazin este foarte frumos. Deci parfumul Pure Poison este de avut în colecție pentru perioada caldă. E foarte feminin, e cremos, deci are o cremozitate. Mi-a plăcut foarte mult și cel din magazin cum s-a dezvoltat pe piele și mi s-a părut o diferență între deschidere și uscare. Cred că dacă îl mirosiți așa prima dată nu o să vă cucerească, dar trebuie să-l lăsați să se dezvolte și să-l analizați puțin. În bază avem santal, ambră, cedru și mosc alb. Da, este un floral cremos curățel. Feminin, foarte feminin, se simt florile albe, floare de portocal. Deci combinația asta de gardenie și floare de portocal e foarte frumoasă. Dar e cremos totodată. Clar te duce cu gândul la alb, la alb cremos, nu la cremă de corp, ci la flori albe cremoase. M-a cucerit și v-am spus că în ultima perioadă îmi plac foarte mult florile albe proaspete în parfumuri și dacă mai au și un pic de cremozitate, este tot ce-mi doresc. Un alt unicorn, ca să zic așa, unicorn, este acest Dune Onde de Fraîcheur, Val de Prospețime. Este varianta de vară a lui Dune, din nou un parfum vintage, discontinuat, care miroase a vară pentru mine. Îmi place tare mult, tare mult cum miroase. Este un miros actual, actual. Nu aș putea să spun vai. Deci miroase proaspăt, pudrat, cremos. Are ceva acolo și nu pot să vă spun exact ce este, dar o aromă pe care n-am mai întâlnit-o în alte parfumuri. Mi se pare că este și parfumul acela de vară, este și proaspăt, mă duce așa cu gândul la nisip. Are și niște flori pudrate, cred că și niște fructe, dar mă duce cu gândul și la un pulover pufos purtat toamna. Mi se pare super cozy totodată. Mă bucur tare mult de el. V-am zis că este o variantă care se găsește destul de puțin pe internet. Adică nu am găsit prea multe informații despre această variantă. Nici nu cred că este pe Fragrantica. Dar mă bucur de el și mă bucur că l-am găsit și
Îmi place foarte mult cum miroase, deși este un parfum vintage, mi se pare foarte actual, foarte ușor de purtat, proaspăt, plăcut, nu are nimic deranjant. Știți că eu nu sunt cu aromele acelea, de fapt nu știu dacă știți, dar vă spun eu că nu mă duc în zona parfumurilor vintage grele, pământii, florale puternici, așa cum aroma aceea florală vintage, nu îmi plac. Dar Ondée de Fraîcheur este altceva. Îmi place și este purtabil pentru mine. Trecem la următorul unicorn. Probabil că voi îl știți, probabil că îl aveți în colecție sau l-ați testat la un moment dat. Este vorba despre Paco Rabanne Pur Elle. Este o superbitate de parfum pentru perioada caldă. Îmi place foarte mult cum se simte piperul în combinație cu flori și în combinație cu fructe. În deschidere are un pic de piper negru, da, dar devine din ce în ce mai neted. Avem ca și note frezie, piper, mandarină, piper roz și caise. Da, este o deschidere foarte proaspătă și plăcută, proaspăt condimentată, efervescentă. În mijloc avem iasomie, trandafir, caro corund, ilang și tiare. Iar în bază avem piersică, ambră, lemn de masoia, santal și musc alb. Are ADN-ul Paco Rabanne, dar ce găsim într-un parfum din gama asta de Olympia, cred că Olympia Blossom, cred că acolo am găsit eu aroma așa cât de cât, nu pot să zic că e la fel, dar știu că Olympia Blossom este un parfum mai piperat și mai floral față de celelalte. Este cel mai diferit din gamă, din ce am observat eu, și chiar mi-a atras atenția și acela. Prima dată când l-am testat, nu m-a atras pentru că nu prea înțelegeam eu cum stă treaba cu piperul, cu parfumurile astea mai efervescente așa, dar când l-am testat recent, mi-a atras atenția pentru că este diferit și pentru că acum sunt foarte încântată de aromele astea piperate. O să port parfumul acesta, îmi place foarte mult cum miroase. Îmi pare rău că nu se mai găsește pentru că este foarte, foarte frumos și foarte potrivit pentru vară mai ales. Următorul este un parfum ceva mai greuț. Are în deschidere zambilă, are garoafă, are foarte multe note, este un parfum vintage, în deschidere se simte aroma aceea vintage, dar se dezvoltă foarte frumos, îmi place aroma când se așează puțin, pentru că la început este fix zambila aia mai grea, mi se pare că zambila se simte în parfumul, iese în evidență. Și avem un parfum floral, fructat, lemnos și cald. Gio este nickname-ul lui Giorgio Armani, așa îi spuneau prietenii. Și ia să-l testăm pe piele pe acesta, pentru că mai am un singur parfum despre care să vă povestesc. Este foarte concentrat și puternic. Îmi place, să știți. Îmi place. Are foarte multe flori, are și garoafă, are și fructe, are și lemn. Deci știți cum sunt parfumurile vintage cu foarte multe note. Se simte zambila, dar parcă se simte și o narcisă, aș putea să spun. Da, este un parfum deosebit. Clar nu este un parfum actual, nu este o aromă actuală. De exemplu, vă spuneam că pe acesta îl văd destul de actual. Gio este un parfum cu siguranță mai greu de găsit. O aromă pe care nu o găsește așa în orice parfum. Îmi place cum miroase, deschiderea este un pic grea pentru mine, dar se usucă foarte frumos. Armonios așa și pudrat, lemnos, cald. Aș putea să spun seducător. Este un parfum
frumos și mă bucur să îl am în colecție. Nu este genul ăla de parfum după care să întind eu mâna destul de des. Cu siguranță o să-l port rar. Dar cine știe, poate la un moment dat o să caut parfumuri ca și Gio și nu o să le mai găsesc sau o să le găsesc la prețuri foarte, foarte mari. Și ultimul parfum despre care vorbim este unul pe care l-ați tot văzut în clipurile mele, doar că nu l-am inclus în niciun haul și mă gândesc eu că sunt persoane care vin la mine pe canal doar când pun hauluri, așa că l-am inclus și pe el, să-l vedeți așa în prezentare completă. Are o cutie oacă destul de mare, este vorba despre Rosendo Mateo 6. Obsesia momentului, îmi place foarte mult parfumul acesta. V-am spus că l-am luat după ce l-am testat, deci mă disperă eticheta asta strălucitoare. Deschidere fructată, suculentă, un pic verde, se duce în zona aia de erba pura și de chirche, mai mult în zona erba pura, dar avem și o bază moscată, ambrată, doamne, este divin, este divin, testați Rosendo Mateo 6 pentru că este și mai elegant decât chirche și erba pura. Pe erba pura îl văd așa un parfum de vară și nu numai. Pe chirche îl văd ceva mai tropical, deși spun ei că și aici sunt flori tropicale. E o combinație de flori proaspete, citrice, cu un pic de ceva verde. E deosebit, doar că Rosendo Mateo 6 este mai elegant, mai sexy. Este și el destul de gălăgios, dar nu atât de gălăgios și de ascuțit ca și erba pura. Are o ambră foarte mișto. Doamne, sunt obsedată de parfumul acesta, îl ador, vă recomand cu mare drag să îl testați. Și cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul acesta. Sunt curioasă ce v-ați mai cumpărat și voi, ce vă mai tentează, ce parfumuri vă mai plac foarte mult. Dacă nu aveți nimic de spus, lăsați-mi emoticoane sau dacă nu aveți timp sau dacă pur și simplu nu aveți chef să comentați, doar puteți să lăsați acolo un emoticon, o floricică, o inimioară, pentru că ne ajută foarte mult, ajută acest canal să crească, să meargă mai departe. Nu uitați și de like și dacă vreți să împărtășiți și cu prietenii voștri și dacă vreți să vedeți și niște clipuri suplimentare, alăturați-vă, aveți acolo 4 tipuri de abonament, puteți să le alegeți pe oricare și eu din când în când pun și clipuri suplimentare și puteți să susțineți acest canal. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Să aveți o zi minunată! Pa, pa!